Bună ziua, domnilor și domnilor! Au mai rămas doar două luni până când se vor lansa noile console Xbox și PlayStation, însă până atunci să vedem ce se mai întâmplă cu Fortnite. Creatorii de la Epic Games introduc pe Pantheroland zeci de noi persoane sau supereroi, Cator sau Iron Man și susurile noastre spun că urmează Pandora Neagră și Spider-Man, dar este cert că toți fanii jocului, de fapt, marele eveniment, distrucătorii de lumii, Galactus. Spun să joacă tuturor. Dar cu atenție, medicii spun că avem voie să ne jucăm doar patru ori pe săptămână, numai bine pe curând.